Uite că sunt ai tăi. Ce ții, că scrie brățările. Foarte frumos. Andreea Lorena din Craiova. Nu, mulțumim, da. Andreea Lorena. Uite, Gina. Uite, pentru tine. De la cine? De la Andreea Lorena din Craiova. Mulțumesc, Andreea Lorena din Craiova. Mulțumim mult. Ce tare e. Uite, Marian. Cele de la Andreea Lorena din Craiova. De tot. Și de la Mihaela Reimania. Da. Mamă, ce rochiță superbă, o să iau mâine. Asta e de femeie. Mihaela, mersi mulțumim mult de tot. Doamna Mihaela, mult. Frumoasuță cu mânecă scurtuță. Wow, e superbă asta, Mihaela, e foarte frumos. O Assassin Creed. Jocul ăsta l-am jucat pe calculator. Îmi place foarte mult, e jocul meu preferat. Dar pozele nu sunt? Păi nu sunt, da, gândeam, da. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot. Mihaela și Andreea Lorena. Mulțumim mult de tot din suflet și îmi pare rău pentru tot. Alte materiale, alte certuri, alte comentarii, alte critici, alte păreri, pro și contra. Ia cătă. Keep rocking for hope. Big and early. Shave yourself. I-ai dat brățara Marie? Da, și Marionei și Ginei. Rei și Tina. Mihaela Reimania. Și Andreea Lorena din Craiova. E rochiță. Eu mâine. Da. Eu, de fapt, am două mâine. Și ca să nu fiți părată guriță pe mine. Eu și dacă fac ceva prost, eu nu fac cu gând rău. Da. Dar tu nu vrei să înțelegi cum mă simt eu. Da, guriță, te înțeleg, dar nici tu nu vrei nu să mă înțelegi. Înțeleg. Nu mă înțelegi cum mă simt eu. Nu știu cum... Deci te... Un... Îți zic... Noi gurii îmi pun cintă. Uite, de exemplu, eu i-am făcut cerere lui mami pentru pachet. Nu că întrebea mie apa aia de gură ce i-am cerut acolo neapărat. E vorba și de un semn. Înțelegi? Și uite cât a trecut și e aproape o lună guri. De când am făcut cerere și nu au venit două ape de gură. Luna trecută când am făcut cerere, după două zile mi-a venit pachetul. Acum nu mai vine guri. Un amărât de semn. Nu îmi trebuie două de alea de apă de gură, că pot să mă spăl cu apă cu zahăr. Da, mami mi-a spus, fă cerere. Uite, fac și... Laite, da. Ei mă văd în fiecare zi, eu nu-i văd. Mai fă tot fel de supoziții. Îmi fac. Trebuie să înțelegi cum ai tu familie și te gândești și ești stresat și nu mai știu cum. La fel și eu. Doar că încearcă să stai calm, să te liniștești să și să nu mai faci tot fel de supoziții. Asta e ideea. Și să nu mai încerci să mă excluzi pe mine. Da? Nu asta te exclud, e. Măi, nu te dau la o parte, nu e vorba de asta. Ok, din moment ce eu îți cer să-mi spune lucruri, tu așa o iei, dar eu nu o iau așa, cum ar râne. Nu e așa. Eu ca iubită simt nevoia să-ți fiu aproape în orice situație, mai ales în situațiile grele. Și eu ca iubit. Așa. Da? Simt nevoia să te protejez pe tine de... posibile chestii care ar putea să te afecteze. Și eu spun că nu sunt de acord cu treaba asta. Și ca să înțelegi, te pune-te în situația da, mea. Eu știu că nu ești de acord, mi-ai explicat că nu ești de acord. De acum nu o să mai fac așa. Dar nu o să crezi că intenția mea a fost una să te fac pe tine cu nervii sau să te fac să dălea. Nu, intenția mea a fost una bună, crede. Eu nu sunt de acord cu asta, da? Nu sunt de acord. Nu poți să fiu alături și să te înțeleg sau să zic că te înțeleg dacă nu știu despre ce este vorba. Te-am înțeles și pe tine. Cum să zic? Dar ai mă înțeleg, dar habar nu am ce e mintea ta și în sufletul tău. Eu te înțeleg, dar tu, de exemplu, nu mă înțelegi.
Asta o să zic. Că eu te înțeleg de ce e supărată, dar tu înțelegi de ce eu nu vreau să zic? Am înțeles și nu sunt de acord nici măcar 0,1%. Dar măcar ai înțeles de ce nu? Nu ești de acord, dar înțelegi? Cea mai mare prostie pe care am auzit vreodată. Eu de ce pot să înțeleg și nu mi se pare o mare prostie? Pentru că nu mă protejezi în felul ăsta. Asta înțelegi tu. Mai mult rău îmi faci. Pentru că atunci eu am impresia că nu ai încredere în mine și de asta nu vrei să te deschizi în fața mea. Ți-e frică să-mi te dezamăgesc, ceea ce doare foarte mult. Sau dui la mână prostia să dezici tu, că vreau să te protejezi să nu suferi tu din cauza mea. Păi mai mult sufer din cauza ta, că fac alte vise. Cred altceva. Înțelegi? Sau te uiți la... Înțeleg, dragoste. Înțeleg. Sper să nu fie ăsta mesajul de plecat. Şi acât să-mi